Costul rovinietei plătite de șoferii de autoturisme va crește cu până la 66% și va fi mai mic pe anumite perioade de valabilitate în cazul vehiculelor de transport marfă și persoane. Noua variantă prevede majorarea și scăderea mai multor tarife, eliminarea perioadei de valabilitate de 90 de zile și adăugarea unui nou interval de 10 zile pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport masă cu masa totală mai mică sau egală cu 3,5 tone. Astfel, șoferii de autoturisme vor scoate din buzunar pentru roviniete valabile 7 zile, 30 de zile și 12 luni, suma de 5, 10, respectiv 32 de euro, inclusiv TVA. Comparativ, pentru aceleași perioade de valabilitate, sumele achitate se ridică în prezent la 3, 7 și 28 de euro. Șoferii giurgiuveni sunt iritați de noua măsură pe care autoritățile doresc să o impună. Ca persoană juridică e dezastru, dezastru este. Deci nu cred că este ceva în regulă. Vi se pare justificată această mărire? Sub nicio formă. E cum e mai rău pentru noi ca să ne mărească toate alea. Și așa toate taxele sunt mari, sunt așa, suntem vai de capul nostru. Uitați câte mașini sunt aici. Stăm aici claie pe grămadă. Suntem vai de capul nostru, dar ce să facem? Asta e viața. Pentru că sunt drumurile vai de capul lor. E enorm de mult față de ce fac atât de grupile alea. Da. Nu vi se pare justificată această mărire? E mult. Proiectul de ordonanță extinde, de asemenea, modalitățile de achitare a tarifelor de utilizare a drumurilor prin intermediul unor mijloace de plată care urmează să fie puse la dispoziție de către distribuitori și va elimina posibilitatea de exceptare a vehiculelor utilizate exclusiv în transportul public local de persoane pe raza teritorială administrativă a unei localități.